Tânărul, elev la liceul auto din Craiova, s-a convertit la islamism în urmă cu 2 ani, spune familia. Imamul moscheei din Craiova susține că Omar, așa cum se numea băiatul după ce și-a schimbat religia, nu venea în fiecare zi la rugăciune. Mai mult, acesta condamnă gestul făcut de Omar, care a asociat islamismul cu o grupare teroristă. Dacă într-adevăr a făcut acele lucruri, îl vom pedepsi, îl vom alunga din această moschee. Noi nu sprijinim terorismul, ne dorim pacea, vrem să trăim în pace. Acesta este islamismul. Familia a încercat să-l convingă să renunțe la această religie, însă nimeni nu a reușit. Bunicul spune că în afară de asta se comporta normal și că până acum nu le-a făcut probleme niciodată. Nu cred, după mintea lui, după comportamentul lui, după cunoștințele lui, așa, nu e băiat rău, nu e, să zicem... Plecat de acasă? Nu, nu. Își ținea de școală, era la liceu? Da. Nu sunt nicio acuzație, doar o verificare, deci pe el n-au cu ce să-l acuze, nu e nicio infracțiune. Nu a făcut mama nicio problemă, că e și fără tată. În schimb, tatăl său susține că acesta își schimbase foarte mult comportamentul și promova pe internet activitatea grupării teroriste ISIS. Tocmai de aceea a luat decizia de a-l denunța. În urmă cu 3 săptămâni de zile am făcut o sesizare și la poliție, ca la domnul comisar Ciochin Fănel, pentru a anunța seriul de intrarea pe care o are copilul meu cu islamul. El oricum spune că o susține pe lui, că s-a convertit pentru că îl iubește pe Allah, e mai presus decât părinții, familia și tot. Și pentru Allah își dă și viața. Dascălii, dar și colegii elevului știau că acesta este de religie musulmană. Conducerea inspectoratului a demarat o anchetă prin care vrea să stabilească și dacă elevul a încercat să convertească și alți colegi la religia sa. Elevul nu a săvârșit o faptă în școală sau în curtea școlii pentru care să fie reținut. Vom cerceta și noi și vom lua măsurile care se impun, inclusiv de consiliere eventual a colegilor săi, dacă aceștia au fost antrenați în astfel de manifestări. L-am văzut doar așa, prin liceu, și știu că lua autobuzul cu mine. Era la fel ca toți ceilalți. Tânărul este acuzat de procurorii DIICOT că a promovat pe internet mai multe filmulețe cu decapitări făcute de ISIS, dar și mesaje de susținere a grupării teroriste. El a fost ridicat în această dimineață de la locuința sa. Pe ce te-au luat de acasă? Băiatul a fost dus la sediul DIICOT din București pentru a da declarații în fața procurorilor.